Pictăm un zid. De ce? Pentru că ne place să facem lucruri inutile. Da, știi care e chestia? Că m-au mai întrebat și alți oameni și mie nu prea pică bine să explic. Înțelegi? Deci eu pot să vă zic ce facem noi aici concret. Te rog. Deci facem zidul ăsta, îl vopsim în așa fel încât să arate după ce îl vopsim exact cum era înainte de a-l vopsi. Înțelegi? Deci tragem așa peste el o peliculă de vopsea care e exact de culorile lui. Adică acoperă exact culorile care le avea înainte cu aceleași culori. No. Și chestia asta ține mult și e o treabă total imbecilă la prima vedere și tocmai asta e fainul, că e atât de extrem de imbecilă încât sigur te duce gândul că, doamne, ce vrei, ce-o fi vrând, știi? De ce v-ați oprit la zidul acesta? Că, nu știu, asta știam. Deci e aleator ales. Așa, e da, e lung și oribil așa, știi? Și, na, fiind aici pe la universitate, tot ziua îl văd și toți se obsedat să-l picteze, știi? Toată lumea obsedat să-l picteze. Și, na, asta e. Te-ai gândit și la alte ziduri să le renovezi? Nu, gata, cred că... Oricum, deja îi ziceam că am trecut prin toate fazele psihice. Deja plictiseală e puțin spus, știi? Dar, totuși, știi, bunicul meu a fost pantofar și eu moștenesc chestia asta de răbdare. Care e legătura? Păi avea răbdare, înțelegi? Făcea pantofi, a făcut pantofi toată viața, știi? Așa. Și era un tip, așa, cum îi spune, tenace, știi? Și na, eu am considerat că îi moștenesc chestia asta și o să-l termin, știi? Prietenul meu că... Te-ai gândit și să faci pantofi? Nu, stai, nu fi chiar așa de... așa, da. Prietenul meu cu care am început și pe care îl cheamă Seba și care e un tip extraordinar cretin, a plecat să se mânce sau nu știu ce dracu a plecat să facă și m-a lăsat aici și eu tot îl aștept. Știi? Deci asta e ultima mea stare psihică. Îl aștept ca un disperat că poate când vine el o să se schimbe ceva. Cu toate că în ultimul timp am început să calculez câte cărămizi și am ajuns la concluzia 75.000. Și am calculat așa ca un miner din ăla care vrea să meargă acasă că fac cam 600 de cărămizi pe oră și asta împărțit vine vreo 60 de, dacă suntem doi, vine vreo 60 de cărămizi pe, nu, 60 de ore, 60 de ore, vine, știi? Ce satisfacție aștept de la munca asta imensă? Niciuna, adică, nu știu, când o să termin, o să știu că am terminat ce am vrut să fac, știi? Până nu-l termin, cumva ar fi nasol dacă l-aș abandona, știi? Satisfacția lucrurilor împlinit. Ceva de genul ăsta. A cui a fost ideea? A mea, nu. A cui? Nu știu, dar e faină. Ce-ți place? Place să vă obsesc. Numai cărămizi? Nu, uite, de exemplu, acum câteva săptămâni sau luni am vopsit zidul facultății și era să... să nu mai vă obsesc. Ție ce satisfacție ți-aduce treaba pe care o faci acum? E satisfacția că îl sprijin moral. Pe cine? Pe el. Și în al doilea rând că am ce face până la ora 4 când am ore. Deci este totuși o chestie să lucrez la zidul ăsta, pe care oricum îl văd în fiecare zi și... Ești student? Da. De ce? De acolo sus, la arhitectură. Și contactul cu zidul îmi dă mare satisfacție. Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă aici? Este ceea ce trebuia de mult să se întâmple în Timișoara și în mai multe locuri. De ce? Este... pentru mine e un semn de întrebare că Timișoara nu are niciun loc unde studenții să se poată manifesta. Și dacă și la Oles gardul ăsta, zidul ăsta, care oricum e o chestie vis-a-vis de casa unde locuiesc, eu scrie un citat ia din Pink Floyd, care este zidul, a fost prea înalt, tot era un vis, parcă așa ceva, nu? Pe un gard, pe acolo, pe Tache Ionescu, pe Tache Selejan.
Deci, v-am spus, părerea mea este că de mult trebuia. Nu sunt locuri unde studenții să se strângă. Poate că cine știe, poate în jurul zidului ăsta. O să participați și dumneavoastră la această... Bineînțeles, fără discuție. Eu, de fapt, am discutat cu ei înainte de treaba asta și am zis, mie îmi pare rău că n-au vrut să... sau nu că n-au vrut, trebuia să fie mai mulți. Părerea mea este că dacă acum faceți așa, dar dacă se face anul viitor festul sau așa ceva, ar trebui... Nu asta, dar asta tot ar trebui, nu acțiuni pe acolo, pe centru sau așa. Deci toată lumea să picteze asta. Artists.